Clasa A sau B, mărim de la S la XL, diferite cifre și denumiri. Sigur, ați văzut aceste marcaje pe cofrajul cu ouă. Dar știți ce înseamnă fiecare din ele? Ouă provenite de la păsări crescute în aer liber, de la păsări în cuști, sunt tot felul de sortimente. Colega mea, Lorena Stan, ne explică acum ce înseamnă fiecare pentru a putea alege în cunoștință de cauză. Bun găsit! Pe fiecare ou trebuie inscripționat un cod cu următorul format. Cifră, un cod din două litere, încă un cod din două litere și un cod din trei cifre. Primul cod, adică prima cifră, reprezintă metoda de creștere a găinilor. Sistemul este reprezentat cu cifre de la 0 la 3, astfel, cifra 0 reprezintă găinile crescute în sistem ecologic, cifra 1 găinile crescute în aer liber, cifra 2 sunt găinile crescute în hale și cifra 3 sunt găinile crescute în baterii. Primul cod din două litere reprezintă țara de proveniență. De exemplu, RO este pentru România și FR pentru Franța. Al doilea cod din două litere reprezintă județul, de exemplu, CT pentru Constanța, BZ pentru Buzău. Ultimul cod, format din trei cifre, reprezintă numărul de ordine din cadrul județului. Așadar, dacă pe ou este inscripționat codul 1RO BZ002, înseamnă că oul provine de la găini crescute în aer liber, țara de origine este România, iar găinile aparțin unei ferme din Buzău.